Domnule primar, cum descrieți relația bună pe care o aveți cu școala, cu biserica și cu dispensarul, cu cadrele medicale? Da, avem o relație foarte bună și chiar constructivă. Am o relație frumoasă cu doamna director. Nu cred că este într-o săptămână să ne vedem de 2-3 ori. Cunosc toate evenimentele care se întâmplă în școală și sunt pus foarte bine la punct cu tot ce avem, cu ce probleme au cei din școala generală Jegălia, Gâldău și cele două grădinițe. Partea asta de, știți foarte bine că Jegălia are un centru de permanență în afară de cei doi medici de familie, medicul de familie care are sediul la Iezero și la Gâldău, avem și permanență în care vin 5-7 medici și fiecare seară vine un medic. Până acum n-am avut nicio sesizare că ar fi probleme. Dacă mă întrebați de cele trei biserici, biserica de la Gâldău, cu ajutorul Dumnezeu, sperăm că cât de cât o finalizăm spre sfârșitul anului și la începutul anului viitor s-o și, știți, că a ars, nu ne-a ajutat nimeni, spre regretul nostru, Consiliul Județean nu a vrut să ne ajute absolut deloc. Jegălia continuăm pictura, se pictează pentru că este mult mai mare și necesită mai mult efort, iar la Iezero biserica este în condiții foarte, foarte bune.